A spus că am o umbră de tristețe pentru că chiar dacă a stat toată săptămâna patimilor, mulți au ales să plece prin altă parte, chiar acum, weekendul ăsta, mă așteptam vineri, sâmbătă și astăzi, dar probabil fiind 1 mai, cu toate acestea, au mers prin altă parte. Totuși, au fost am citit multe acatiste în care au mulțumit Sfântului Gheorghe pentru ajutorul dat. Spunem că o parte din banii care s-au strâns la urna acestea din obolul dumneavoastră pe care i-ați spus când ați închinat la Maște, la Sfintele Maște, vor ajunge la biserica din Feredeni, unde este atâta nevoie, că și acolo biserica este la fel monument istoric, dar satul fiind mai izolat, aici am putea să facem. Eu am zis că până la urmă, dacă nu facem cu monumentele, tot la credincioși o să apărăm și la sponsor, că dacă ne lăsăm pe baza lor, iată de atâtea ani, special anul ăsta, părintele a sezizat copacul ăla, n-am vrut să-l dau jos, că atunci o să vin acum din nou domnul ministru Vasile Timiș, au mai fost, știți că a fost și domnul Răzvan Teodorescu și atâția, și domnul Ion Caramitru când era. Și toți au promis și niciodată nu s-a realizat. S-a înălțat această stelă care acum, atunci vă amintiți, spuneam că mă bucur că biserica a fost înveșmântată în stelă, dar acum e încătușată. Și vă spun că toată stela asta, nu, dar eu am dat, ei au zis că dau monumentele, au dat bani la o firmă din Iași, Resart, eu am, ca să prindem banii, că o să le vine mai târziu, dar așa, din fondurile noastre ce am avut, nu cu apelul credincioși, din ce strângem noi de la slujbe, din vârzări, de lumânări, am înălțat și au zis că nu o să continui lucrările, o să ne dea bani înapoi. N-am mai văzut cum niciun ban și ei s-au desființat ca firmă, au fost de acum sper să fie un nou început și să o ducem la bun sfârșit, să o aducem la starea cea din tâi, așa cum a spus în al preasfințitul și cum a spus și Părintele Protopop. Vă mulțumesc încă o dată, Părinte Protopop, că ați binevoit și l-ați însoțit cu Părintele de la... Dar nu pot, nu știu, ne pot de... Așa, și vă mulțumesc și dumneavoastră, celor o mână de oameni care ați, probabil ați fost și când au venit Sfintele Maște, tot puțin și tot puțin sunt și acum când îl conducem. Dar mai menționez ceva, a fost o conferință la care trebuia să fiu și eu la teatru și probabil toți preoții sunt acolo, trebuia să fiu și eu și mulți credincioși au plecat. Este o conferință cu medicina bisericească sau cum, că nici nu, cum e, aveam afișul pe poartă, dar dacă n-am onorat cu prezența nici, și probabil sunt mulți acolo. Oricum, mulțumim încă o dată și sperăm să ne mai reîntâlnim cât mai curând cu Sfântul nostru Ocrotitor și fac această promisiune că în ajun de hram de Sfântă Mărie sau poate altă dată, la anunțul pe Părintele telefonic, voi face o excursie la biserica din Feredeni. Am fost prin atâtea locuri, dar uitați, chiar nu mi-a dat. Eu am fost așa personal acolo, dar să merg credincioși și nu mi-a dat, nu m-am gândit. Dar promit lucrul acesta și că voi face în fiecare an pelerinaj la Maștele Sfântului Gheorghe. Sănătate, bucurie și să vă bucurați de darurile învierii lui Hristos, de care se bucură acum în Împărăția lui Dumnezeu și Sfântul Mucenic Gheorghe. Acum, dacă mai doresc credincioși să se închine în câteva minute, apoi noi intrăm cu Părintele în biserică, apoi vom pleca acum astăzi pe Cârlău și Dumnezeu să vă binecuvânteze, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să vă fie ocrotitor, nu doar celor care purtați numele acestuia, ci tuturor celor care v-ați închinat pe evlavie la aceste sfinte moaște. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Ciuma.